În monitorul oficial a fost publicată o hotărâre de guvern prin care bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este suplimentat cu 100 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. Decontarea sumelor va fi efectuată pe baza documentelor justificative transmise de unitățile administrativ-teritoriale. În ultimele săptămâni, guvernul a alocat pentru primari, prin două hotărâri distincte, 3,5 milioane de lei, respectiv 20 de milioane de lei, cu justificarea că banii sunt necesari pentru cheltuieli urgente în sezonul rece. Legea finanțelor publice locale stabilește că banii din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului sunt repartizați unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale guvernului, dar numai pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar. Guvernul a aprobat însă o derogare de la această lege.